Eu sunt Divinul Feminin. Iată că așa a intrat în discuție cu mine o clientă foarte tânără de numai 23 de ani. Eu sunt Divinul Feminin. Păi ce înseamnă, draga mea, acest Divin Feminin? Iată că este expresia cea mai înaltă a feminității. Și mă bucur extraordinar că, iată, fete din ce în ce mai tinere au început să aibă această cunoaștere sau această foame de cunoaștere, mai bine zis, vor să știe mai multe despre feminitate, ca să știe să se raporteze corect într-o relație cu bărbatul. Este minunat pentru că își dau seama de rănile emoționale pe care, iată, că toți le avem, mai mult sau mai puțin, în procentaj mai înalt sau mai ridicat. Sunt atât de conștiente sau cel puțin intră în acest proces denumit noaptea neagră a sufletului, care este atât de provocator și de dureros, și ele nu mai stau în durere cum am stat noi ani de zile sau chiar zeci de ani de zile. Ele chiar au această dorință de a-și vindeca rănile emoționale, de a-și depăși blocajele, de a trăi la plenar viața, atât în planul personal cât și raportat în raport cu un bărbat. Vor să aibă acele relații fericite, așa după cum am scris eu în prima mea carte. O secundă să-ți arăt prima mea carte, care se numește Vindecarea Feminității, 5 îndemnuri spre împlinire, draga mea. Aceasta este cartea pe care am scris-o pentru femeie, pentru vindecarea feminității, pentru că, iată, cred că toate trecem prin acest proces, pe diferite etape suntem fiecare. Eu l-am parcurs cu succes, sunt foarte fericită, dar a fost provocator, dureros. Am avut experiențe grozave, minunate, pe care le descriu aici în carte. Deci este procesul meu spiritual, noaptea neagră a sufletului. Îți prezint 5 îndemnuri spre împlinire, cum am putut eu să traversez acest proces și toată înțelepciunea, toate înțelegerile pe care le-am primit eu în acest proces de ani de zile, inclusiv experiența mea în Austria, fabuloasă, deci sunt lucruri foarte interesante acolo de descoperit, dacă rezonezi, bineînțeles, cu ceea ce am spus până acum. Da, și ca să revenim la și tu ești Divinul Feminin, așa cum sunt și eu Divinul Feminin, și iată că acest Divin Feminin, după cum spuneam, că este Divinul Feminin, ce înseamnă ca cea mai înaltă formă de manifestare a feminității și, de fapt, ce înseamnă feminitatea, draga mea, până la urmă. Feminitatea este să mergem mai mult către sufletul nostru, să stăm mai mult în liniște, în relaxare, în stare de bine, să ne oferim atât zi de zi cât se poate, cel puțin jumătate de oră, să stăm de vorbă cu sufletul nostru. Noi, ca femei, avem nevoie să fim în acea relaxare și să avem acele stări de abandon, să ne putem abandona vieții, care vine cu surprize minunate, cât să ne abandonăm și bărbatului nostru, da? Ca să ne împlinim ca femei, să fim fericite și ca să îl împuternicim pe el, bărbatul, da? Asta înseamnă Divinul Feminin. Bineînțeles că în ziua de astăzi avem și noi partea aceea de a fi pragmatice, de a fi practice, ne folosim și noi aceste caracteristici masculine în proiectele noastre, poate în jobul nostru. Este nevoie să găsim această armonie între inimă, între suflet și minte. Și iată că aici este înțelepciunea și cunoașterea cu care vin eu spre tine, în cazul în care rezonez cu mine. Sunt multe moduri în care putem să colaborăm. O să las câteva lucruri în detalii, aici mai jos la video. Și cam asta vreau să zic. Mi-ar plăcea să-mi lași și întrebări, să mă contactezi în privat sau aici să-mi lași comentariu. Îți mulțumesc pentru like, pentru share și îți mulțumesc că ești parte din această comunitate care crește fantastic de frumos. Te îmbrățișez cu mare drag! Aici Divinul Feminin. Mi-am luat cercii, mi-am luat floricică. Sunt în energia feminină. Și s-a produs magia. Te iubesc, dar nu mai pot. Mulțumesc!